Aveți grijă de unde cumpărați medicamente. Este avertismentul medicilor și farmaciștilor pentru cei care, din diverse motive, preferă medicamentele la negru și ascultă sfaturile găsite pe internet. Pastilele cumpărate online vin la pachet cu o serie de riscuri. Chiar dacă nu presupun existența unei rețete și au prețuri mai mici de multe ori, ele pot fi o travă curată. La o primă căutare pe internet cu sintagma vând medicamente, primim în mai puțin de 30 de secunde peste 1 milion de rezultate. Sunt fel de fel de oferte, de la antibiotice la tratamente homeopate, unele chiar cu livrare la domiciliu. Sunăm la un astfel de anunț și stabilim o întâlnire cu un individ care vinde doxicilină la mic ca publicitate, un antibiotic foarte puternic recomandat la tratamentul pentru boala Lyme. Pe încredere a mers și un tânăr de 27 de ani din Sibiu care a cumpărat pastile pentru o boală la ficat chiar de la un astfel de personaj. În loc să-l facă bine, medicamentele luate după ureche l-au îmbolnăvit mai tare. Atât farmaciștii cât și specialiștii Direcției de Sănătate Publică sunt stricți când vine vorba despre acest comerț medical foarte periculos. Potrivit statisticilor, 90% dintre medicamentele vândute pe site-urile cu anunțuri de mica publicitate sunt contrafăcute, iar compoziția acestora poate provoca efecte secundare grave. Celălalt procent de 10% este format din suplimentele alimentare care se pot elibera de la farmaciile online, adică 100% sub control specializat, relatează primanews.ro.